Nico! Nicule, ia vină-mă puțin! Ce e, mă? Hai, ia vină-mă cu asta. Băi, Felicel, ce-am vorbit eu cu voi, mă? V-am zis că nu vă iau. Nu mai, mă, mă descurc și singur, îmi pun parchet singur. Da, m-am înțeles, stai, că nu de-aia am venit eu la tine, mă. Dar ce v-am venit eu să spun? Ce? Am văzut că te pricep pe internetele astea, am văzut pe YouTube, pe astea, la calculatoare, știi? Bă, vreau să-ți arăt ceva ce m-am trezit eu cu el în curte, mă. Ce? Bă, fii atent ceea ce nu mai spune la nimeni. Nu. Bă, te rog eu, nu spune la nimeni că nu e pe piață, adică e unicat. Un robot de pus parchet. E, draci. Bă, dacă-ți spun cum există robotul de bucătărie de face omlete, cum există robotul ăla de uzine și fabrice sudează Logan, ai văzut? Da. Așa există robotul de pus parchet, al tot, de exemplu, pe tot. Du-te, mă, de aici, că nu se exista așa ceva, mă. Bă, cum să nu existe, bă, Nicule, așa ceva, dacă eu am, cum să nu? Ia, vină în coace, vină în coace să vezi. Ia, ia, uite. Domnul robot, ia spune-ți ceva. Start! Deci, ăsta este un robot interstelar care nu știu cum am trezit eu cu el în curte. Stai, mă, n-ai zis că ți l-a lăsat cineva? Păi da, mă, dar nu știu cine mi l-a lăsat. Extraterestri. Da, sigur, un OZN din ăla a lăsat pe rază direct, așa. Domnul robot, ia spune ceva. Robot spațial de pus parchet, laminat, cele 45. Ăsta chiar e robot. Păi dacă-ți zic, și fii atent aici, ți-l lăsi toată ziua pe 50 de lei. Ce, mă? Păi fii atent că ăsta nu bea apă, nu mănâncă, nu nimica, mă. Asta? Nu bea cafea? Cum să bea, mă, Nicule, cafea dacă e robot? Și fii atent aici, nici curent nu trebuie, că e plin. Mm. Unde a mai lucrat? Unde a mai pus parchet ăsta? Nu știu, mă, ar trebui, întreabă-l pe el. Păi... Vă întreabă domnul Nicu, unde ați mai lucrat? Ați pus parchet, unde? Caut în baza de date. Data spațială 2265. S-a montat parchet laminat la Lord Vader. Wow. Și la prințesa Leia. Pi, 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 pi. Și plus la nava Enterprise, la domnul capitan Picard. Capitanul Picard, bă, bă. Ce mai face capitanul Picard? Soția a ales parchetul? Bă, da, bine, bineînțeles. Și soția lui domnul Picard cum e? Tot așa cu trompeta aia roz, că ea era extraterestră. Mm. Nu mai țin minte exact. E, problema e că țin eu, capitanul Picard n-avea nevastă. Băi, Celentanu, știi ce-mi place mie la tine, mă? Mm. Că ai gusturi bune la filme. Știu, mersi. Băi, ce? Care-i Celentanu? Pi, 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 pi! Eu sunt robotul spațial cele 45. Nu-ți pot dracu să te ia. Bă, Felicele, bă, oameni serioși, bă, ați aliuz mâncalul ăsta, mă, veniți la mine cu texte de-astea, mă. Eu i-am spus că nu ține, bă, dar insistat. Bă, Felicele, nu fi tâmpit, eu nu sunt Celentano, sunt robot. Bă, mă țineți din treabă, că eu trebuie să pun parchetul ăla. Până dimineață eu îl pun. Muncesc, mă, toată noaptea. Îl pun singur, mă, eu îl pun, mă. Ți-l pun eu, mă, Nicule. Nu, mă, eu îl pun singur. Am făcut rahatul, praf. Frigele, ideea este foarte bună. Ideea e foarte bună. Nu trebuie să renunțăm așa ușor la ea. Hai cu mine. Nu este robot intergalactic printre stele care el ce face? Face toată treaba prin casă. Mă rog, e mai pe amenajer, așa cum zice el. Celentano? Nu e, mă, Celentano. Eu nu sunt Celentano. Pip, 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 pip. Eu sunt robot intergalactic, cele 45, cu tehnologia de la NASA. Mamă, scuză-mă, mă, dar așa semeni cu Celentano, n-am ce zice, îmi pare rău. Mai mi s-a zis, dar sunt făcut după modelul el. Aha, aha. Mă, dar aia de la NASA sunt sănătoși la cap, mă? Cum să facă, mă, un robot cu fața lui Celentano? Așa am zis și eu. Zi-mă ce vrei. Păi zi-mă dacă ai ceva de făcut prin casă, dacă ai ceva treabă de făcut, mă, că ți-l împrumut ieftin, măcar 30 de lei mă aspirină. Nu, mersi, n-am nevoie. Bă, n-ai și tu de bătut un cui într-un gard, ceva? De dat cu vopseaua o lucă?
O groapă. Nu vrei să-ți fac o groapă? Nu vreau, nu, nu fac groapă ca sub nivelul meu de tehnologie. Piu, piu. Sub nivelul tău intergalactic? Da, exact, mulțumesc. Piu. Hai, mă, Asprino. Tata, ce zice ăsta? Lasă-mă ce zice robotul. Noi ascultăm la toți roboții. O sapiu, bă, Asprino, mă, că nu-mi cad gradele mie. Tu n-auzi, mă, că n-am nevoie? N-am. Dacă n-am, n-am. Poate la toamnă, cine știe. Să nu-ți ruginească robotul ăsta. Nu, că nu sunt prost să stau în apă. Piu, piu. Și nici să bei apă. Nici. Auzi, mă, Firicele, dar cum funcționează robotul ăsta? Are niște butoane, ceva, apeși pe el, unde, în spate? Nu, mă, pe comenzi vocale din gură, zice să facă și zi. Robotule, fă! Du-te, mă, vorbi da, serios! Zi, ce... Bă, hai să facem o probă, vrei? Zi. Zi, robotule, vrei o probă? Bun. Vreau probă, piu, 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 piu. Bun, deci, fii atent. Dă cu mătura. Dă cu mătura, mă. Dă-mă cu mătura. Nu, eu nu sunt fată în casă. Eu sunt robot, pe amenajări. Este alt sindicat. Piu, piu, piu. Scuză-mă, tu, na, ce să mai zic? Mai blocat. Hai, ești o țuică. N-am țuică, dar am un lichior. Vrei? Da. Vrei și tu, robotule? Nu, mă, că îi se arde circuitele în cap. Mi se arde circuitele, vezi dacă te fii tu, Firicele. De ce, mă, că pești singur? Eu, uite-mă, cine era robotul. Bonjour. De ce este lichior, este de vișine? Du-te, mă, de aici și las-mă în pace. Hai, noroc. Noroc. Da, tăticule. Ai ajuns? Hai că acum vin și eu, imediat vin. Trebuie să plec. Bine, mă. Bă, sigur n-ai nimic de muncă? Bă, Firicele, tu n-auzi, mă, că n-am. Dacă n-am. Mă, dar dacă țin tu ceva, te rog, eu cheamă pe mine, mă. Bă, orice. Bine, dacă e. Bine, hai. Bă, ce faci, mă? Pleci fără robot? Ia-l de aici! Acum vin! Hai, Felino, te-am pupat! Dacă pe asta ai nevoie de dragoste intergalactică, sună-mă! Fricele! Stai pe așa, dă-mi asta, ajut! Bă, n-auzi! Simpaticule! Nu fi venit filmul. Cum e mama? E bună? Cum să fie mama? Ca acasă. Îți mai pun dacă mai vrei, că ți-am făcut și pachet. Au, și chiar nu poți să stai nici măcar o zi? Nu mai pot, mama. Am treabă. Bă, băiatul lui tata, mâncă la tata de băiat. Vino să te pupe tata. Hai să treci, tinere! Să treci, neaccidentanu? Cum merge, bă, facultățile alea? Bine, cum să merg? Bă, dacă cumva te blochezi, dai-mi un bip și te rezolv. Săruna pentru masă, mamă. Păi nu mai vrei, mamă, nu mai vrei, mai stai. M-am săturat, oricum trebuie să plec. Unde? Ia! Cum să pleci, bă, băiatul lui tata, că de-abia ai venit acasă, mă, ce tu ai venit ca să pleci? Păi am treabă, tată. Ce treabă ai, mă, tu, mă, ce treabă e mai importantă? Stai aici jos decât să stai cu tatu și cu măta acasă. Hai, mă, stai cu minte că am glumit. Du-te, vezi de treaba ta, că ești băia mare acum. Ce stai, fă, cu limba în gură? Du-te repede, fă un pachet să plece copilul cu ceva de la noi în mână. Da, dar nu vrea. Ce faci, mă? Bă, ce faci, mă? Cum îți mai place mâncarea de la măta, mă? Ba da, îmi place, dar eu n-am venit să iau nimic. Ce, mă, te-ai ajuns? Uite, am venit, de fapt, să vă dau ceva. Ăștia-s pentru tine. Și ăștia-s pentru tine. Bă, tu te-ai apucat de furat? Bă, fii atent aici. Bă, tu ai grijă ce faci la Bucureștiul acolo, că mă faci râs. Tata, tu crezi că eu sunt neardiles? Aș chiar nu sare departe de trunchi. Bă, taci din gura aia. Scuze. Ha! Neaccelentanu? Uite. Ăștia-s pentru mătale. Dă-i și mie bani? Da. Nu vezi? Este prima dată că primesc așa bani pe degeaba, bă. De unde ai? Nu contează. Bă, tu mi-ai să-mi zici că dacă ăștia este bani nemunciți, eu nu iau. Nu se pune problemă. Te fie primiți? Fericele, i-a dat băiatul bani. Am văzut, fă, și eu văd.
Păi iată, mami. Păi iată, mami, tu să nu te ții de rele, mamă, că acolo, că unde duci, mamă. Nu mă țin de rele. Păi de unde ai, mamă, banii ăștia? Eu v-aș fi dat și mai mult, dar mi-am luat mașină și acum nu mai am. Mașină de la poartă e a ta? Da. Îți place? Și-a luat băiatul o mașină, bă, Cilentanu, bă. Deșteptul, mama, deștept. Bravo, bă, tate, s-o por sănătos. Bă, dar fii atent aici, mie tot trebuie să spui de unde ai banii ăștia. Vedeți vreo diferență între becul ăsta și un bec normal? Nu. Păi ea e, dar nu se vede. L-au luat cu răspunsul, fix genul meu. Să vede, bă, că a crescut pe lângă mine. Ia-te-și, mă, din gură. Ia zi, mă, tată, ce face becul ăsta? Care-i treaba cu el? Păi îl controlez din telefon. Dar nu e nevoie de wireless ca până acum. E altă tehnologie, alt tip de unde, alt sistem cu totul. Eu împreună cu un coleg l-am inventat. Și tehnologia și aplicația. Băi, ești prost. Băi, ești nebun. Ideea e că te conectezi direct la bec. Nu e nevoie de alt device. Eu n-am înțeles nimic. Bă, tată, mă, nu mai vorbi, mă, limbi străini cu mine, că nu înțeleg nimic. Zic, ce face becul ăsta mai exact? Să aprinde de două ori, se stinge odată. Ai mai multe? Da, mai am câteva. Ideea a fost cumpărată de un investitor. Acum așteptăm să vedem dacă începe producția în masă. De acolo am banii. Ia uite, n-aș tu cât te pricepi la de-astea. Bă, dar tu la școală te mai duci? Da, tată, mă duc. Așa. Dar am și alte planuri. Apropo, stop! Apropo de planuri. Fericele, aș avea și eu unul. A fi sau a nu fi. Chiar și așa. Hai, bă, lasă-mă, mă. Hai, mă, haide. Alo, pupăza din tăie, ia ieși mână în afară. Ce vrei, mă, iar a trenit aici? Bună ziua! Domnișoară, chiar nu se poate să mănânci și noi o bere pe caiet? Ce nu înțelegi, mă, Fericele, că nu se poate? Nu se poate. Nu? Ia du-mă caietul ăla la mine. Da, de ce? Adormă încoace când îți zic. De ce? Că știi pe de rost. Mă, aspirina cât are să-ți dea? 51. 51? Da. Dorel? Nimic. Gianni? 72. 72? Mă, îl dracu lungan. Bea și ăsta mult, mă? Nu, că nu e de la băutură, e de la pufule și de la conserve, că de băut bea la bobiță. Brânzoi sigur n-are nimic. Adalida? Nu. Ardiles? 34. Robi? 18. Rață? Rață 74, că ăla și fumează mult. Fii atent aici cum facem. Ia banii ăștia toți, le ștergi tu datoriile la toți ăștia de care ți-am zis eu și restul lasă-i acolo la mine, ca să fiu și o singură dată pe plus. Și lui Celentano, da? Și fii atent aici, la toți ăștia de care ți-am spus eu le zice așa: asta este cinste din partea lui băiatul Firicel. Ne-am înțeles? Ia, mă, dacă zici tu așa și vă aduc și câte o bere? Nu, ne aduci o sticlă de țuică acolo la pachet. Dar mai am și o rugăminte la tine. Vreau să-i dai un telefon la Nicuraţa să-i spui să vină încoace, că ai o cursă cu el. Păi, Fericire, ce treabă am eu cu Nicuraţa? Da, măi, tu n-ai tu treabă, dar am eu treabă cu el, că vreau eu să plece puțin de acasă. Îi plătești tu o cursă până la capăt, tu străzi și te întorci înapoi, oprești tu 10 lei de acolo. Hai că pentru câteva minute eu zic că se merită, ce zici? Eu zic să zici că da, că și noi suntem clienți drăguți. E fără număr, domnișor. Și fără serie. N-are treabă. Ceva?
Ia că ne lămurim acum, dă-i, aprinde. Ce are, băi, nene? Nu-i mă nimic de-n dracu, mă. Ui, frici, hai să mergem, mă ne distrăm și mâine seara. Gherge așa. Vezi serialul pe Voio.